Domn președinte, a doua victorie în acest stadiu din Antalya, ce impresie v-a lăsat meciul? Da, am reușit să câștigăm această partidă. Un adversar bun, un test util pentru echipa noastră. Am întâlnit campioana Macedoniei, o echipă puternică, cu agresivitate. Eu zic că am răspuns bine, am făcut o partidă bună. Personal sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor noștri, dorința jucătorilor de a prinde primii 11. Există o concurență mare la echipă, sunt dubluri pe posturi și fiecare jucător încearcă să tragă să prindă primul 11. Ați urmărit ultimele 3 meciuri. Este jocul în creștere? Ce părere aveți? Cu siguranță, jocul echipei.